Echipa de conducere a Prefecturii Hunedoara s-a completat prin numirea lui Gheorghe Bogdan Urdea de la PSD în funcția de subprefect, vacantă din 11 octombrie anul trecut, odată cu plecarea celor din USR din coaliția de guvernare. Având în vedere că prin articolul 250 alineatul 1 și al articolului 251 alineatul 2, 2 indice 1 și 2 indice 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și în temeia articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul domnul Urdea Gheorghe Bogdan se numește în funcție de subprefect al județului Hunedoara. Semnează prim-ministru Nicolae Nelciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 124 din 27 ianuarie. Gheorghe Bogdan Urdea a depus jurământul în cadrul unei ceremonii de investitură care a avut loc astăzi în sala de videoconferință a Prefecturii Hunedoara. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Hunedoara. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Imediat după învestirea sa în funcție, noul subprefect a declarat că alături de echipa din fruntea prefecturii dorește să contribuie la dezvoltarea județului Hunedoara. Domnule subprefect, felicitări pentru investitură. Cu ce gânduri ați preluat această funcție? Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți aici. Vreau să fac fapte bune și împreună cu această echipă să dezvoltăm acest județ. Sper ca totul să fie bine și să facem treabă bună pentru județul nostru. Gheorghe Bogdan Urdea are 45 de ani, este din Petrila și până la numirea sa ca subprefect a fost consilier al primarului din orașul său de domiciliu. Noul subprefect este de profesie inginer, are o teză de doctorat cu titlul Contribuții la îmbunătățirea sistemelor de transport în condițiile exploatărilor miniere din Valea Jiului și un master în specializarea managementul ospitalității și turismului. De asemenea, subprefectul Gheorghe Bogdan Urdea este șef de lucrări la Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică a Universității din Petroșani.